Am reușit să strângem încă 4 oameni și am zis, uite, avem pe toți 6, perfect. Si, ustedes. Por favor. Por favor. Por qué? Por favor, señora, por favor. Jamie, spus să necesitamos ganar hoy. Și în momentul în care am zis că trebuie să plătească bărbații, frate. Bă, bărbații, toți 4 au plecat, au zis că e număr. Berea fiind ieftină. 280 de pesos. Jumătate de euro. Jumătate de dolar. Oh! Bune. După ce aveam genunchiul burit, mi-am odărit pe afară. 14. De să te ajut. Ce e aici? 8. Limpio. Dale, hai să găsim clienți. Să vedem cum facem rost de clienți care să cumpere bere. Succes! Mulțumim! Ne gândeam că o să găsim foarte ușor niște băieți, poate chiar o gașcă. Doar că e ora 11 dimineața într-o marți. Gata! Oprește-l! Nu știu, cum naiba se oprește? Au intrat femeile, si, au băut bere, a pus Julia două pahare perfecte cu două degete, cu tot ce trebuie. Bine și verifica. Aura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora. Necesitamos cuatro más personas. Gracias. ¿Cuál cerveza no es tristeza? Por favor. Dale, dale, dale. Ven, ven, ven. ¿Quién más? Ven. Ha venido un couple. Au venit. Hai că vă luăm bere, i-am așezat frumos. Prepară berea. Prea multă spumă. Văd, dar eu nu i-am mai făcut nimic, așa a curs ea. S-a umplut paharul ăla de spumă, dădea pe afară de spumă, zic, nu e stricat. Este-ți bine. No? E de două degete spuma. E prea multă spumă în ambele. Un pochito, si? Un pochito. Noi abia învățăm. Abia învățăm să turnăm bere. Prima noastră zi de muncă de ospătar. Aveți un pic de răbdare cu noi. Dar avem Grazie. Timp, că noi vrem banii acum și vrem să vă dăm bere acum și să o beți acum și să plecăm după alții. Comprar una cerveza no para caro. No por favor. Si quieres beber? No, 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 două cerveza. No importa. Si quieres beber, no, pero comprar una cerveza. Solo un pochito, por favor. Por favor, dale. Ven, 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 ven. 280. Grazie, señor. Hai. Gata, hai. Doamne, dar ce bună sunt. Nu știu să mai găsim un bărbat. Tenemos tres personas tres más. No sé. Este para ti. Disfrutar. Y se puede pagar ahora, pagar. Por favor? Sí. Ne întoarcem în stradă, mai avem nevoie de trei oameni. Yo, mi esposo, tenemos que ganar hoy, por favor, si ne puedes ayudar. ¿Cuánto minuto hay? Un minuto. Vamos. ¿Ne puedes ayudar a comprar una cerveza de aquí? Sí. Sí. Sí, dale. Dale. Perfecto. Perfecto. Ay, soy muy buena. Puedo trabajar aquí con ustedes. 14, 13 mai în față. Păi 10, da, e 19, 20 mai în față. Păi nu sunt în linie. Pornește de la jumatea lui 13. E așa. Tengo que ganar esa prueba. Y solo tenemos dos más personas que para beber un liso, por favor. Vale. Hola, ¿me puedes ayudar con algo? ¿Puede venir aquí y comprar una cerveza? Para ti. Sí. Dale, dale. Dale. ¿Y dale. La señorita? La señora, dale, dale, ven. Usted ven. También. Perfecto. Ya ven. Dale. Ven, gracias. Ven, señora. Ven. Până și-a legat bicicleta, hai. Mai veneau doi din zare. Hai să beți o bere. Da, 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 venim. Nada? Pero cum o comprare la cerveza? Nu tienes dinero para comprar? Cum nu aveți bani? Nu aveți niciun bani? Nici tu n-ai bani, nici tu? Para ellos? Para comprar tres cervezas? ¿Puede comprar tres? Sí. Ay, gracias. Gracias. Domnișoara noastră zice... Eu pot să plătesc pentru ei. Super, super. Super. Hai! Se strânge, se strânge, se strânge, se strânge, se strânge foarte bine! Ăsta, yes! Yes. Hai. Lo mejor! Lo mejor, gracias, señoras, gracias! Muchísimas gracias! Hai că ne dă un plic! Am reușit și le-am dat și lor să bea și am terminat cu cei 6 oameni greu. Povestea berii din Argentina începe odată cu sosirea imigranților pe aceste meleaguri. Un ceh pe nume Otto Schneider, provenit dintr-o familie cu tradiție de berari, aducea în 1912 un brand original de bere, fiind de altfel considerat drept primul berar al țării. Apropierea de port, accesul la calea ferată, sutele de imigranți și apa dulce de Parana au stat la baza tradiției serviseriei din Santa Fe. Dezvoltând rapid gustul pentru bere, localnicii au început să o bea cu butoiul, ciopera,
și astfel se năștea o nouă tradiție. Astăzi, la festivalul Fiestas de la Cioperas, sunt aduse cele mai năstrușnice modele de butoiașe de bere făcute artizanal. Un seif, o minge de fotbal, o mașină de cusut. Inventivitatea n-are margini atât timp cât se bea cerveza după cerveza. Pe drumul soarelui, la America Express. Muchísimas gracias. Ok. Ane, de asta. Codigo e 468. 4, 6, 8, 4. Nu l-ai pus bine gata, pe 4? Gata. Ok, ok. Este su sobre y le voy a mostrar cómo se usa esto. Ați câștigat acest butoi și va fi esențial în organizarea zilei imigranților. Dar un butoi de bere este folositor doar dacă are și un dozator. Aici se numește Ciopera și sunt niște improvizații folosite de localnici pentru a bea bere proaspătă. O să fiți învățați cum să faceți unul. Când ați terminat, serviți-i o bere profesorului vostru. Okay. Am câștigat dreptul să primim butoiul cu bere. Ok, vamos, aprender. Vamos, aprender. Uită-te. Ok. Ciopera e o instalație improvizată de argentinieni, astfel încât să servească berea rece. Prima întotdeauna e mai spumantă. Că în momentul în care conectezi butoiul și e instalația nouă, berea caldă, nicio șansă să scoți un pahar cu bere așa cum trebuie. Dai, 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 dai. Hai, ridică-l! Ce faci, mă, popo, mă, mă, popo, mă? Bere împrășiată peste tot. Risipă, risipă la greu, risipă, mamă, risipă, uite berea asta pe jos. Bea acum, doamne. Hai să luăm scaune. Cătă, hai să luăm scaune. Mesele sunt bune, dar lipsesc scaune. Nu mai putem de nervi, așa că am luat 6 scaune deodată. Stânga 1, dreapta 2, că așa e ora pe la noi, mășarira. Tararata, 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 să-l mai dăm bien! Am reușit cu Chiu cumva să scoatem un pahar și după ce am măsurat, a zis ok. Foarte bine, la foarte bot, bine. Bravo, ce mă bucur. Primim un plic. Pentru celebrarea zilei imigranților mai aveți nevoie de faimoasele alfajores. Luați Ciopera și butoiul și continuați cursa către panaderia la Montserrat, unde căutați steagul America Express. Dar înainte de a ajunge acolo, este important să-ți gustați cel puțin două alfajores. Una clasică și una Santa Fe, Sinos. Analizați-le în detaliu. Când am citit pe plic că trebuie să ajung să mănânc alfajores, m-am umplut de bucurie. Să luăm mașină, măi, măi. Așa, luăm mașină. Și după aia mi-am dat seama, stați că trebuie să găsim o mașină. Necesitam o llegar a panaderia la Montserrat. Ne puedes ajutar con su coche, por favor? Por favor. No, no puedo, tengo que buscar mi nene de escuela. Ok, gracias. Señor, hola. Señor. Ce băi, din ce în ce mai uricioși. Uite, e bună, e bien? E bien? Dos. Dos? Hai. Sí? Gracias para ti, este es para ti, sí? Aquí, sí, sí, sí. Am terminat, am făcut berile din ce în ce mai bine, din ce în ce mai repede, le-am servit, au plătit, am terminat. Uno, uno, siete? Uno, uno, siete? Ah, gata, 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 e bien. Ok. Ok, ahora. Cum se face asta? Măi, băiatule, noi n-am asamblat o pompă și tu crezi noi că noi am... Noi nu știm să turnăm un pahar de bere. Cum să asamblezi am un butoi? Am învățat, măi, până acum am învățat. Păi da, dar abia l-am învățat. Te-am spălat 60 de halbe. Noroc că eu am dexteritate la chestii de genul ăsta și am mers repede. După care ne-a zis să căutăm 6 clienți. Comprar una, porque... Pequeño, señor, no beber. Señor, se, se puede ayudar, sí. Por favor, señor. Vamos. Hai. Abia señor. Atunci am realizat señor. Ce tot treceau acolo cu oameni. Sí. ¿Cuánto era... es una? 280 pesos. No, no ne-a fost foarte greu. Ayudar? Sí, se puede sí. Un momento aquí? Aquí. Sí. Gracias, señor. L-am oprit din mașină. Să bea o bere. Să bea o bere. Muy buena. Es bueno, sí. Numai noi putem să facem asta. Me puedes ayudar? Sí? 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 Sí, gracias. Hai, îmi oprește-la. Stai. Gata. Așa. Când a zis da, mie nici nu mi-a venit să cred. Nu tenemos dineros ni nada. Cum te llama? Cum te llama? Anita. Nosotros tenemos dos hijos. Noi tot al vrăjit de fetiță. Mama e foarte drăguță cu noi, a intrat direct în jocul nostru, a zis că da, cum să nu ne ajute. Mamă, nu știu cu ce să mai scot spuma asta. M-ai distrus. Când am dat drumul, a curs multă spumă. Și el a zis că trebuie să lăsăm să curgă, să avem răbdare. Mi? Irini!
Perfecto! Am făcut și berea bine, cu două degete de spumă. Trebuia să mergem la o panaderie. Doar că ce să vezi? Trebuie să cărăm butoiul cu noi. Señor, muchas gracias. Tu sei muy amable. Por la solidaridad argentina. Gracias, señor. Sí. No le puedes ayudar. Salud. Salud, salud, gracias. Oh. Are instalația. Por favor, ne puedes ayudar con tu carro. Acabo de traer el nene de escuela, no, perdón. Nu cred. Por favor, señor, no. Bă, frate, am stat foarte mult la autostopul ăsta și știam că dacă nu plecăm de acolo urgent, o să vină Romica și o să ne căutăm mașini împreună. Romica își căuta oameni care să ia de băut. Se poate comprar dos listo? Si? Si? Muchas gracias. Am agățat doi deodată, i-am dus acolo, au băut. Gracias, señor. Tu sei muy amable. Muchas gracias. Avem una bun dia. În 10 minute am dus cele 6 persoane care au și plătit. Acum, al doilea plic. Ați câștigat acest butoi și va fi esențial în organizarea ziua imigranților. Trebuia să facem un dozator de bere, cum fac ei aici, artizanal de ăsta. 071. Artizanal, pentru că ei sunt învățați să bea la festivalul, la de ziua emigranților. Cum au cărat fetele alea, mă? Bolea sunt bun, bă, mă, să moară. Acum trebuia să mergem la panaderia la Montserrat, cu alea după noi. De așa nu pot. Nu pot, nu? De unde și era ca cerca și vreau. Ah, ok. Trebuie să te-am sido conocido. Hola! Hola, señora, ¿me puedes ayudar a llegar a la panadería La Monserrat? Suba. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Se puede un poquito al frente? Porque un poquito allá. Apare o doamnă cu o fetiță. S-abia am apucat să zicem unde mergem, că i-a zis oricum urcați-vă, haideți cu tot ce aveți. Tu ne viste antes? Yo. ¿Tú viste? Ayer estuvieron en Esperanza. Sí. Sí. Yo vivo ahí. Fetița doamnei știa de noi pentru că ne văzuse pe internet. Oh, Humanos de la Esperanța. Toată lumea știe de asta, de Humanos la Esperanța. Este nostru competiția. Apăruseră toată lumea de la America Express. Erau videoclipuri cu noi toți, că oamenii ne-au tot filmat. Antes de panaderia la Montserrat, tu sabes cerca donde podemos probar dos alfajores, una clásica y una chinos? Clásico așa, unul de acá de Santa Fe? Sí. Una clásica y una Santa Fe.